Vreau să vă spun cum am ajuns aici și începutul la mine e undeva acum 3 ani când am filmat la un film documentar aici la Alba și recunosc că am ajuns și am stat câteva zile aici, am dormit peste noapte și în Alba, dar și în afara Albei, într-un sat, anume aminte Cristi cum se cheamă, de acolo cu Alan Boița, în care am simțit foarte bine. În fine, și umblând prin Alba și ajungând în cetate, am rămas absolut și trăznit și siderat și nu... Imaginea de Iulia, când eram eu copil și treceam pe aici, între unul și în Sibiu, și mă opream tot timpul la covrigăria aia din centru, unde luam covrigii care au cei mai buni din țară, cu imaginea orașului în care a fost acum 3 ani, nu se pupa de niciun fel și stând în cetate, am zis, băi, e imposibil, locul ăsta merită mult mai mult, trebuie să facem ceva. Era ca un fel de scenă în aer liber, de amfiteatru în aer liber, unde parcă te invita să faci evenimente, lucruri. După aia, sigur, am citit în ziare, am văzut pe internet și festivalul de anul trecut, care s-a făcut și alte evenimente și m-am gândit, trebuie să facem ceva, trebuie să propunem ceva, e un loc mult prea generos și nu cred că e în țară un complex de genul ăsta care, repet, să-ți ofere șansa unui eveniment mare în aer liber. Ne-am gândit la ceva, în același timp, paralel, colegii de aici din primărie au avut niște discuții și ne-au abordat și pe noi și pe cei de la Festivalul de Teatru din Sibiu. Cred că în iarnă ne-am întâlnit, sau în primăvară, nici nu mai știu, era februarie-martie. A fost o discuție ca la fotbal, așa, să ne cunoaștem, să ne spunem ce vrem unii, ce vrem alții. Și am descoperit că există o dorință foarte clară și comun împărtășită de a construi ceva pe termen lung. Singurul lucru pe care eu l-am spus atunci și o să-l continui să repet era că nu vroiam. Dacă e să pornim ceva, n-am dorit să facem o replică a TIFF-ului de la Cluj sau a TIFF-ului de la Sibiu sau să facem un festival care să-i spunem copy-paste. Cred că trebuie un concept nou care se potrivească pe specificul locului, pe așteptările publicului de aici și e ceva care se va rafina în timp. Adică noi nu venim cu un model, cu o matriță care să spunem domnule, merge, funcționează perfect, pentru că nici la Cluj, când am început acum 11 ani cu TIFF-ul, nu știam ce facem. Adică propuneam, am propus un program, după care îți cunoști publicul, vezi cum reacționează de la an la an și încerci să construiești ceva care, iată, în 10 ani a avut succes. Ori, în răstimpul ăsta, lucru care eu mi l-am dorit foarte mult și care nu există în România, și apropo de concept și de a lansa un proiect nou, a fost acest proiect de Music and Film Festival, care nu l-am inventat noi, n-am inventat roata. E un tip de eveniment și de festival care există toată lumea. Am dat exemple de program în America și mai ales în Polonia. Există un festival foarte solid de genul ăsta la Cracovia, unde am și fost, am stat de vorbă cu organizatorii. Noi am încercat la nivel strict programatic, așa, la prima ediție, să încercăm să și testăm puțin publicul. Adică e o ofertă foarte diversă de genuri, atât de film, cât și de concert, de îmbinări între muzică și film, de la orchestră simfonică la început, care cred că va fi o deschidere superbă în seara asta, care interpretează teme muzicale din filme, până la filme mute, care sunt acompaniate de muzică live și de interpreți care cântă muzică live. Am încercat să avem și comedii și filme mai, să spunem, mai diferite. Sigur, mi-am dorit foarte mult și nu e o pornire egoistă, dar cred că publicul din Alba merită să se sincronizeze cu restul țării, având în vedere că tocmai am terminat un film de lungmetraj care a avut premiera și care e cel mai de succes film românesc din ultimii 10 ani. Vrem să-i facem și o premieră la Alba și va fi lucrul ăsta sâmbătă seara la Despre Oameni și Mergi. E un film și cu multă muzică, deci cred că se încadrează perfect copilului. De asemenea, am vrut să cumva să obișnim publicul cu ideea alegerii. Adică veți vedea că sunt multe evenimente în program care se întâmplă simultan în două locații, în Piața Cetății, dar și la Palatul Principiilor. Și cred că e important, unele filme s-ar putea cineva să fi văzut pe HBO, te duci dincolo în Piața Cetății. Cred că e important și la nivel de gusturi, în open air-ul mare, în locul mare, în Piața Cetății sunt filme pentru publicul larg, filme vechi, noi, apropo de ce vă spuneam legat de compoziția programului, dincolo, în spațiul al doilea, sunt, hai să spunem, un loc unde invităm mai mult
să spunem, oamenii foarte tineri, oamenii care sunt pasionați de experiment, de muzică indie, rock sau electro, lucruri un pic mai speciale. Deci am încercat să și diversificăm și să specializăm cumva fiecare locație unde prezentăm film. Cred că una din descoperirile pe care cred că publicul o să fie foarte amuzat e filmul Cântecele Mării. E un film pe care l-am descoperit recent pe internet, de care nu prea se știe mult. E un film făcut în 1970 de Francis Munteanu, filmul care a consacrat pe Dan Spătaru ca un mare star în Rusia. Și veți fi foarte amuzați pentru că e un musical românesc făcut în anii 70 care s-a filmat după fiecare scenă, secvență, cadrul l-au filmat în română, după aceea l-au filmat și în limba rusă. Și cu filmul ăsta, reputația lui Dan Spătaru a fost uriașă în Rusia, mai ales că a avut și o poveste de dragoste cu actrița rusoaică din rolul principal. În deschidere ne-am gândit că un film, nu puteam să începem niciun festival la Alba fără, cred, o proiecție specială a filmului Mihai Viteazu, pentru că eu cred, mai ales acum, fiind o copie restaurată, Sergiu Nicolescu a lucrat și a curățat negativul vechi murdar al filmului și cred că o să poată să vadă publicul o versiune nouă și care arată foarte bine. Din păcate, domnul Nicolescu n-a putut să vină, a avut o obligație și a trebuit să plece din București. A înregistrat un mesaj pentru toți spectatorii de la Alba, lumea o să poate să-l vadă de seară. În rest, la muzică, pe partea de concerte, ați văzut, sunt genuri foarte diferite, am încercat, repet, e prima ediție, vrem să testăm puțin și publicul, să vedem ce prinde. Cred că e o ediție de la care o să avem multe de învățat și multe de priceput, apropo de ce trebuie să construim pe viitor.